Bună seara din nou, stimați telespectatori. Revenim cu partea a doua a emisiunii. În curând vom da și cea de-a doua parte a filmului Mesajul Catedralei din Chartres al lui Vlad Diaconescu. Bună seara, Vlad. Bună seara, Marius Bălășoiu, un mai nou invitat al emisiunii noastre și bună seara, evident, Elis, coprezentatoarea noastră. Bun, am văzut în prima parte, deja intri în controversa legată de biserică și politică și în partea următoare vom aprofunda un pic această idee. De asemenea, vom vorbi și despre Iisus ca un rege care n-a ajuns, de fapt, rege și prin acest simplu fapt, el nu reprezintă o năzuință pentru evrei, care evrei, de fapt, și-ar fi dorit cam ca și arabii, un mesia mai pământean, războinic, nu, care să pună mâna înapoi pe Eretz Israel, sau în cazul arabilor, acel Mahdi, care la sfârșitul timpului va impune cu puterea, poate chiar cu Iataganul, credința. Da, în accepțiunea evreilor, ei nu au așteptat niciodată să vină un salvator universal. Spiritual. Spiritual. Nu. Ei au așteptat pur și simplu să vină un urmaș pe linia descendenței lui David. Un Iosua, așa cum spun eu, nu? Că exact. E cel mai reprezentativ pentru omorâții pe toți cu copii, cu nu știu care ce. Să restabilizeze sau să readucă echilibrul în Israel, să aducă echilibrul astfel încât populația să fie liberă și să își poată practica credințele lor, să nu mai fie sub ocupație. Asta era pur și simplu, este era singurul lucru pe care ei îl așteptau. De altfel, nu există acest cuvânt în cuvântul de Mesia, nu există nicăieri în Noul Testament. El apare doar de două ori în Vechiul Testament și a fost de altfel o traducere, noi îl cunoaștem ca și Hrist, este o traducere în limba greacă al cuvântului Mesia. Îi răspunde, da, mă rog, îi răspunde Petru, nu, că întreabă cine crezi că sunt eu? Da? Și întreabă învățăceii și întreabă apostolii. Și Petru îi răspunde, tu ești Dumnezeu din Dumnezeu. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu. Chestiunea asta legată de Fiul lui Dumnezeu, trebuie să ne reamintim un lucru foarte important. Toți descendenții dintr-un rege și fiecare rege s-a considerat încă din Egiptul antic ca fiind parte din divinitate. A fost o tradiție de a fi considerat parte din divinitate. De aici și această categorisire, ca să spun așa, ca fiind Fiul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, pe linia acestei tradiții, da, așa sigur este, că da. Pe de altă parte, trebuie știut că în cadrul acestor frății, până la urmă, noi vorbim aici nu neapărat despre o comunitate Qumran, putem vorbi despre o frăție eseniană. Și în cadrul acestor frății, întotdeauna a existat ideea că toți suntem fii aceluiași tată, ca atare toți suntem frați, deci descindem toți din aceeași divinitate. Referitor la partea politică, ca să spun așa cum a enunțat-o mai devreme, în timpul Imperiului Roman, în perioada domniei lui Constantin cel Mare, ceea ce avea să devină sau chiar devenise deja creștinism, a luat o întorsătură radicală. Trebuie știut că până la finele primului secol, creștinii nu au fost considerați creștini, ci pur și simplu o sectă evreiască. Abia începând cu al doilea secol, răspândindu-se pe întreg teritoriul roman, toți cei care erau convertiți la noua religie și, repet, împrăștiat pe tot teritoriul roman, Imperiului Roman, care era vast. Da, da, sigur. Se pierde această titulatură de evrei și devin cunoscuți ca o religie aparte. De altfel, situația creștinismului nu diferă cu nimic de problematica fiecărei religii, indiferent despre care vorbim, deoarece religiile nu dispar niciodată, ele nu dispar de la sine.
ci ele sunt înglobate într-o religie nouă. Același lucru s-a întâmplat și cu creștinismul. El apărând pe teritoriul Imperiului Roman, unde existau o multitudine de culturi și ritualuri. Sigur, și exista exact, o libertate. El a fost absorbit, el a fost metamorfozat, acest creștinism. El a fost, el a suferit de asemenea și o romanțare de tip roman, de tip grecesc, pardon, și este opera lui Pavel aici, trebuie să-l recunoaștem. Iar Constantin cel Mare, văzând toate aceste fracțiuni creștine care la început se urau de moarte, la început se calomniau și se acuzau una pe alta de falsitate, și a dat seama că de fapt este un viitor. Este un viitor pentru Imperiul Roman, această credință în Iisus Hristos. Să nu bine, uităm tu că... pui problema foarte politică aici. Există însă posibilitatea... Da, discutăm de partea politică, însă eu nu pot să neg posibilul, nu că posibilul, caracterul divin, practic. Și anume destinul pe care oricât s-ar strădui, unii spun așa, nu? Care oricât s-ar strădui un mare rege, un mare împărat, să și-l schimbe, să și-l creeze, până la urmă destinul aparține divinității. Și atunci poate că divinitatea a dorit ca acest mesaj venit poate de undeva din străfundurile Egiptului, trecut prin retorta de la Nag Hammadi sau de la Qumran, da? Trecut apoi prin această intervenție de cultură greacă, de cultură elenistică a lui Pavel, și după aceea a înglobat, eu zic că invers s-a întâmplat, adică nu că a fost înglobat creștinismul. Creștinismul paulin, creștinismul elenistic, înglobează ulterior toate aceste elemente. Toate celelalte culte, da, sigur, da, că da, elemente cultice, da, din... Ei nu au fost toleranți. Și se întâmplă și în ziua de azi, să nu uităm, religii. Crăciunul, practic, este, aparține undeva secolului 19. Pardon, chiar secolului 20. Sărbătoarea Crăciunului ca sărbătoare, mă rog, ca și nu ca dată. Nu. Vorbesc de procedură, cum nu, ar fi. Nu-l putem exclude de manifestări. Nu putem exclude pe Dumnezeu din toată această exact, întâmplare, asta ca să spun ideea, așa. Da. De asemenea, nu-l putem exclude pe Dumnezeu nici descoperirea manuscriselor pierdute, care da. Vin și fac bravo, corect. O lumină în acest sens. Prin intermediul unui umil păstor și așa mai departe și mai departe. Da, da, într-o parte și în cealaltă asemănător. Exact. Dar trebuie iarăși reținut faptul că acele fracțiuni creștine s-au calomniat în așa hal încât deja ajunsese cunoscut ca odium teologicum. Uh-huh. Ele nu discutau despre probleme filozofice, nu discutau despre probleme legate de divinitate. Ei ajunseseră să discute despre oameni. Deci ei se certau între ei referitor la natura fiecărui om. Problemele religioase, problemele de accepțiune fundamentală legate de creștinismul primar, aceste probleme au fost discutate în sinoadele ecumenice. Și trebuie reamintit, pentru că sunt foarte importante cel puțin două. Primul sinod ecumenic, primul conciliu, care a avut loc la Nicea în anul 325, în actualul Iznik din Turcia, la care a participat chiar Constantin cel Mare, este acel conciliu în care Arius din Alexandria aruncă o nouă lumină în ceea ce îl privește pe Iisus. El spune că nu este ființă divină, că el nu este din Dumnezeu dinaintea vecilor. El este o parte, dacă vrem, divină din Dumnezeu, este o creatură a lui Dumnezeu superioară tuturor celorlalți, dar rămâne o creatură și nici de cum un creator. Un creator, da. Aceasta a trecut drept a fi o erezie, mai ales că lui s-a opus, cum am spus și în documentar, Athanasius. Și mai mult decât atâta, trebuie știut că tot la Nicea s-a înființat crezul, crezul de la Nicea. Da. Crezul pe care îl spun chiar toți creștinii ortodoxi, mai ales atunci când botează. Acest crez a fost acceptat ca fiind o piatră de temelie a credinței în Iisus Hristos și o piatră de temelie în ceea ce avea să fie cu adevărat Biserica Creștină Catolică, mai ales.
era contrar, era contrar. Da, bine, pentru că acolo esența Bisericii Catolice este universalitatea. Da? Asta înseamnă practic și catolic. Dar în crez se spune, cred într-una singură biserică duhovnicească, apostolească și așa mai departe. Bun, deci este foarte important, eu zic, da. De asemenea și conciliul de la Efes, unde s-a pus problema lui Nestor. Nestor a fost chiar cel care a organizat acest conciliu, dar la care nu a participat. Însă teoriile lui Nestor spun că de fapt în Iisus Hristos ar afla două entități, două ființe și nu una singură. Este Iisus Hristos, este Iisus omul născut din Maria, și în Iisus Hristos există și acea parte divină revelată de Dumnezeu în persoana lui Iisus. De asemenea, el susține și că el nu s-a născut din fecioară, ci s-a născut pur și simplu din Maria, pentru că Maria a născut om, iar a spune că Maria a născut un Dumnezeu reprezenta o blasfemie în accepțiunea lui Nestor. De aici apare mai departe nestorianismul și el la rândul lui a fost alungat din biserică. Ca atare, asta vreau să subliniez, că încă de la început, din secolul al doilea, secolul al treilea, foarte mulți erudiți, creștini, și aici trebuie să-l reamintim pe Origene din Alexandria, trebuie să-l și mulți alții, ei ce au făcut? Au început să recitească vechile scrieri, așa numitul Vechi Testament în primul rând, și și-au dat seama că de fapt și de drept adevărul rezidă în scrierile vechi evreiești și nu în cele care au fost ulterior introduse în Vechiul Testament. Aș vrea să mai spun un singur lucru. Se știe că Vechiul Testament a fost tradus undeva în secolul al III-lea înaintea erei noastre de către, cum spune Filon din Alexandria, de către un număr de 70, alții spun 72 de învățați evrei. Ei au tradus acest Vechi Testament, cele 22 de cărți sacre, l-au tradus în limba greacă. Ulterior creștinii ce au făcut? Pentru a-și arăta legătura cu Vechiul Testament, au introdus texte, uneori chiar cărți. Este un lucru care i-a deranjat foarte mult pe erudiții moderni evrei din zilele noastre. Mă rog, de parcă ei n-ar face la fel cu Talmudul. Da. Asta e. Ar da. Te rog, sigur. Cred că discuția ar trebui să aibă în vedere și ce s-a întâmplat în Israel în momentul acela, în momentul lui Iisus. Pentru că spuneai la început că Iisus nu a fost recunoscut ca un Mesia. Da. Dar a fost un personaj istoric care a activat undeva în secolul al II-lea, care a fost recunoscut ca Mesia de evrei. Un războinic. Cel care promova exact mesajul contrar lui Iisus. El promova războiul. El a reușit practic să elibereze Israelul de armata romană pentru foarte scurt timp, pentru că pe armata română s-a repliat și a reușit să preia conducerea, și care se numește Bar Kokhba, care a făcut o mulțime de gesturi și de lucruri pe care evreii n-au știut cum să le ia în momentul ăla. S-a cerut automutilarea prin tăierea degetului de la mâna stângă, exact ca să demonstreze că el este the one, el este Mesia. Din păcate a avut ghinion, el încercând să salveze poporul israelit, a reușit cam în perioada lui să îl distrugă cam în totalitate. În perioada lui a fost ultima dată când poporul evreu a reușit să își păstreze orașele, cetățile din Israel, după care n-a mai reușit decât acum de curând. Ce-a făcut Iisus, și mie mi se pare o chestie extraordinară asta, a reușit să-și găsească apostoli. Pentru că el a rămas o figură centrală în istorie și în biserică și în religie prin faptele pe care apostolii care l-au urmat. El a fost un mare lider. Viziunea pe care el a avut-o a fost foarte... El a fost un reformator, practic. Exact. A fost un modernist, da? A practicat 5 ani. Deci el numai 5 ani de zile a fost în centru imaginii istorice. Da, de acord. Dar, nu știu, adică mi se pare un pic că sărim într-o zonă extrem de antireligioasă. Ba din contră.
Pentru că viziunea pe care a avut-o Iisus Iisus nu este recunoscut, valoarea lui Iisus nu este recunoscută. Adevărata lui valoare. Pentru că există, nu, există un mesaj pe care îl transmite Iisus Hristos. Este un, da, este, dar el a fost pervertit. Deci el a fost schimbat și folosit, da? Să nu uităm despre Papa Leo al X-lea, da? Cel care îl lăuda pe Henric al VIII-lea, când spune că ne-a folosit acest mit al lui Hristos. De asemenea, sunt foarte multe scrieri, multe nu le-am introdus în cadrul acestui documentar, care vin și fac lumină în ceea ce privește mesajul lui Hristos. Mesajul lui Hristos a fost, repet, a fost schimbat și folosit într-un anume sens. El a fost schimbat într-un sens politic, din păcate. Dar nimeni nu spune, dintre cei de aici, sunt convins că sunt în accepțiunea tuturor, nimeni nu anulează divinitatea lui Iisus, pentru că divinitatea există în fiecare, numai că Dumnezeu s-a revelat în Iisus asemenea revelațiilor pe care le-a avut și în alți profeți considerați în alte religii sau zei, deci, în alte practic, culturi. Practic, tu vrei să spui, sau mai bine zis, că încerc să traduc în acest fel, la intervenția Divinului, prin intermediul lui Hristos, om, Dumnezeu, sau și una și cealaltă, practic a preluat mesajele spiritualității la momentul respectiv și le-a transmis mai departe sub o formă pe care așa a dorit-o divinitate. Cam în felul ăsta văd eu, să spun, intervenția Divinului din spuse, dar nu putem să considerăm un reformator de tipul, nu știu, nici măcar al lui Martin Luther. Nu, este sau, un reformator al crezului esenian. E un reformator al gândului. Al gândului spiritual, al gândului despre Dumnezeu. Dacă este un reformator, că el până la urmă, schimbă vis-a-vis de Vechiul Testament, pentru că Vechiul Testament vine cu niște percepte dintre acestea, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, pe care la Iisus nu le regăsim, din contră. El întoarce obrazul. Exact, și iubirea aproape. Și exact cum am spus, este un modernist, pentru că și concepțiile religioase evoluează, ele nu sunt înțepenite. Da. Iar la acea vreme Iisus era un modernist care vedea cu totul altfel ideea de chiar de mântuire, ca să, nu era altceva decât ceea ce discutam mai devreme, acele învieri din timpul vieții. Din timpul vieții, da. Da, da. Da, într-adevăr. Mă uitam, apropo de ce comentai tu cu nestorianismul, cu asta, sigur că mie mi se pare, și aici o să citez Coranul, că dacă Dumnezeu vrea să se exprime chiar prin intermediul unui măgar, atunci o va face. Deci, sigur că putea să se nască dintr-o fecioară, dacă, sau dintr-un om, să se nască un Dumnezeu. Nu era nicio problemă, nu era niciun fel de blasfemie, zic eu, a omului respectiv, ci era voința divină. Există un trecut. Dar vezi că tot în trecut, apropo de fecioară, exact, ca să lămurim un pic această chestiune, unele dintre expresiile folosite chiar în Noul Testament sunt preluate din învățături semite extrem de vechi, mai vechi chiar decât Vechiul Testament. E bine, în Vechiul Orient, în Mesopotamia, zonă de la care semiții au preluat toate marile lor legende apărute și povestirile apărute în Vechiul Testament, e bine, o fecioară nu însemna ceea ce înseamnă în ziua de azi. O fecioară putea însemna și o femeie nemăritată, ba chiar, sau o femeie tânără, sau o femeie care avea mai puțin de 2 copii. Deci așa apare, de exemplu, Lilith, da? Îi se spunea fecioara Lilith, deși ea era în același timp prostituata sacră, prostituata zeiței Inanna. Exact. Adică și ideea asta de fecioară putea să îi se aplice Mariei, o femeie tânără, o femeie de familie bună, iar chestiunea cu Duhul Sfânt, hai să ne amintim că și Ana a fost vizitată de Duhul Sfânt. Da? Da. La fel putea să fie cazul lui Iosif. De exemplu, care Iosif nu prea avea reușită la capitolul copii până atunci și, mă rog, în fine. Asta dacă îl dăm deoparte pe Iacob cel Drept, care Iacob este... Iacob cel Drept, da. Se pare fiul lui Iosif. În fine. Asta, mă rog. Și aș vrea acum, pentru că tot am făcut o introducere foarte lungă, hai să vedem partea a doua a filmului.
intrăm după film direct în publicitate și revenim cu partea a treia a discuției noastre. Filmul, vă rog. Problema pentru gândirea creștină este credința că Iisus era rezultatul unei împerecheri magice dintre Iahve și Maria. După cum am văzut, această unire zeu-femeie este o veche necesitate pentru a crea așa zis și oameni zei din culturile Orientului Mijlociu. Justificarea pentru această idee a creștinilor o reprezintă chiar titlul folosit de Iisus pentru el însuși, Fiul lui Dumnezeu, care este un titlu vechi pentru oricine se trage dintr-un rege. Toți regii din toate timpurile, începând cu faraonii, și-au stabilit dreptul de a stăpâni prin descendența lor din zei. Iisus, născut de Maria, pretindea că este un Mesia, pentru că provenea din familia regală a lui David și se presupune că s-a născut în orașul lui David, Betleem. Totuși, după cum se poate citi în versurile de început ale Noului Testament, această descendență se bazează pe genealogia soțului Mariei, Iosif, care nu era, conform credinței creștine, tatăl lui Iisus. O întorsătură crudă a logicii, dacă era Fiul lui Dumnezeu, nu putea fi Mesia regesc. Iisus, născut de Maria, tehnic, nu poate fi un Mesia regesc, dar ar putea fi versiunea preoțească. Mama sa este cunoscută a fi o rudă a lui Ioan Botezătorul, care era levit. Astfel, Iisus avea ceva sânge levit. Pentru a înțelege toate acestea, ar trebui să discutăm un pic despre principalele grupuri din Ierusalim. Cele trei grupuri principale ale populației din Iudeea din secolul I erau saducheii, fariseii și esenienii. Primele două sunt definite de notele de subsol din Biblie după cum urmează. Fariseii și saducheii, aceștia erau cele două secte ale evreilor. Primii erau, în cea mai mare parte, ipocrizi notorii, cei de-a el doilea, un fel de liberi cugetători în materie de religie. Pentru o asemenea cantitate mică de informații, gradul de neadevăr este extraordinar. Saducheii erau, fapt stabilit, birocrația preoțească și aristocrată a Ierusalimului. Erau foarte conservatori în vederile lor religioase, necrezând în niciun fel de existență dincolo de mormânt și au considerat, fără îndoială, opiniile complexe și acțiunile fariseilor ca fiind lucrarea unor nebuni superstițioși. În majoritatea privințelor, ei conduceau țara după cerințele romane și nu după cele evreiești. Ei susțineau libertatea individului de a-și modela destinul și, spre deosebire de farisei, credeau că istoria avea cursul ei propriu și nu era partea unui plan divin. Esenienii au rămas un grup mai puțin înțeles până în 1947, când manuscrisele de la Marea Moarte au fost descoperite la Qumran, la 20 de mile de Ierusalim. Ele ne spun multe despre acești oameni strani care trăiau în această vale uscată, stâncoasă, pe la jumătatea secolului al II-lea înainte de Hristos sau 68 după Hristos. Există mărturii că peșterile au fost ulterior ocupate de un număr mic de oameni până în 136 după Hristos, perioada ultimei răscoale evreiești sub un alt Iisus, dar nu este sigur dacă acești ultimi locuitori erau tot esenieni. Factorul principal care diferenția pe esenieni de saducheii și farisei era că dreptul de a fi esenian era obținut doar printr-o alegere matură, individuală și nu prin naștere. Esenienii din Qumran se credeau drept singurii păstrători ai adevăratelor învățături religioase ale Israelului și credeau că prin preotul lor fondator, numit în manuscrise drept învățătorul dreptății, ei au stabilit un nou contract, o formă finală și perfectă a unei alianțe între poporul Israel și Dumnezeul lor. Acest aranjament era rezervat numai pentru membrii comunității eseniene, datorită respectului lor față de toate cele 613 reguli. Ca și fariseii, ei au adoptat ideea unor zei mai mici, numiți îngeri.
Este sigur acum că esenienii, pe care noi îi numim în prezent comunitatea Qumran, sunt autorii manuscriselor de la Marea Moartă. Și faptul că acești oameni erau nazareeni sau nazoreeni sau biserica adevărată din Ierusalim mi-a devenit clar și evident. Dovada că aceste grupuri, nazoreenii și esenienii, erau în mod esențial unul și același, este totală. Iar argumentul bisericii că ele sunt separate pare a fi o încercare de a ascunde faptul că Iisus este special și deosebit, în timp ce manuscrisele la Marea Moartă spun o poveste similară, fără nicio referire la Iisus. Dacă biserica de azi ar accepta faptul că cumranienii erau însăși biserica din Ierusalim, iar ar urma să explice de ce zeul ei nu era și liderul comunității sale. Experții au arătat, și printre ei profesorul Robert Eisenman, că liderul comunității cumraneene în jurul decadelor 4 și 5 ale secolului 1 după Hristos era Iacob cel Drept, fratele lui Iisus, care, după cum afirmă biserica, a fost primul episcop al Ierusalimului. Cum își împărțea Iacob timpul său între cele două grupuri, zilele și diminețile alternative sau poate după amiezile, greu de crezut. Răspunsul sigur este că amândouă grupurile erau unul și același. În ultimele trei decade ale existenței ei, comunitatea Qumran era biserica din Ierusalim. Versurile cumranice din ritualul creștin, cum ar fi vie împărăția ta sau împărăția Domnului sau împărăția lui Dumnezeu și împărăția dinastiei lui David, se referă toate la același obiectiv politic. George Wesley Buchan remarcă: când se crede că Iisus a zis împărăția mea nu este din această lume, în 18:36, el nu spunea că aceasta era în ceruri. În Evanghelia lui Ioan, toți oamenii sunt împărțiți în două grupuri, cei ai lumii și cei ce nu sunt ai lumii. Cei ce nu sunt ai lumii îl includeau pe Iisus, dar și pe cei care credeau în El. Ei trăiau pe pământ, nu erau în ceruri, dar nu erau păgâni. Ei aparțineau bisericii în contrast cu cei ai lumii. Lumea includea toți păgânii și pe cei care refuzau să creadă în El. Aceștia erau copiii Mariei, sora Sfintei Binecuvântate și deci, după stilul obișnuit al Scripturii, erau numiți frați, ceea ce înseamnă cea mai apropiată legătură cu Salvatorul nostru. Împărăția lui Dumnezeu nu va veni ca să o vedem și nu vom spune: uite-o, aici, aici, acolo. Uite, împărăția lui Dumnezeu este în mințile voastre. Termenii împărăția cerului și împărăția lui Dumnezeu aveau un înțeles simplu și clar pentru cei care îl foloseau, dar când el a fost adoptat de creștinii gentili, noi stăpâni s-au gândit la un paradis unde oamenii buni merg după moarte și vor fi uniți cu cei dragi într-un extaz etern. Este o cale departe de ceea ce orice Iisus, adică conducătorul victoriei, i-a învățat pe oameni în secolul I. Cuvântul aramaic, care a fost tradus în grecește ca să însemne împărăție, nu a fost înțeles în acest context, deoarece el înseamnă și guvern sau stăpânire, și când folosim sensul obișnuit al termenului, el înseamnă ținutul lui Israel care era condus după legea mozaică. De fapt, când Iisus și contemporanii lui s-au referit la venirea împărăției cerurilor, ei au înțeles prin asta timpul când îi vom înlătura pe ocupanții străini și acoliții lor din Iudeea și vom începe să respectăm regulile stricte evreiești. Iisus și adepții săi erau numiți la început nazoreeni, dar era important de înțeles ce se înțelegea prin acest nume și să vedem de ce nu se mai folosește. Însuși lui Iisus i s-a dat acest titlu în Matei 2:23. Și venind, el a locuit într-un oraș numit Nazaret și poate fi completat cu ce au spus profeții, că el va fi numit nazaritean. Este ilogic faptul că Iisus era obligat să meargă să trăiască într-un loc anume pentru că un profet i-a spus astfel.
Ba mai mult, o greșeală majoră din Noul Testament. Se pretinde că oamenii îl numeau pe salvatorul lor Iisus din Nazaret. Dar orașul Nazaret nu exista pe vremea lui Iisus, era doar un simplu sat, un sat foarte mic, cu niște case extrem de sărăcăcioase. Și nu există relatări istorice care să se refere la oraș înainte de menționările din Evanghelie, ceea ce este o situație unică, deoarece romanii păstrau mărturii excelente de pe întreg teritoriul Imperiului. Termenul folosit de fapt era de Iisus Nazoreanu, pentru că era un membru vechi al mișcării cu acest nume. Noul Testament plasează primele activități ale lui Iisus în jurul Mării Galilei și presupunerea că a mers la Capernaum, care apare în Matei 4:13, era doar o corectare istorică necesară. La malul Mării Roșii există o localitate de pescari arabi numită Ras Nazrani. Ras se traduce simplu prin cap sau punct. Nazrani înseamnă mulți pești mici. Nazrani este cuvântul arab obișnuit pentru adepții marului profet numit Iisus, adică pentru creștini. Acesta poate explica și imaginea pescarului de oameni pe care biserica i-o atribuie lui Hristos. Această teorie se potrivește cu faptul că membrii sectei nazoreene mergeau în jurul locurilor sfinte ale primei ere creștine și însemnau locurile lor sfinte cu două arce, care formau celebru semn al peștelui. Este interesant de notat că simbolul organizației a fost la origine peștele și nu o cruce, indicând că în acea vreme execuția lui Hristos nu era atât de importantă. S-ar putea ca Petru și Ioan, membrii de seamă ai sectei nazoreene, care recrutau pe alții, să fi fost cunoscuți drept pescari care cunoașterea activităților de recrutare și nu ca referință la activitatea pescărească. Aceasta ar putea fi adevărat, mai ales că zona Mării Moarte nu are pește. Și astfel, pentru a da o explicație, autorii de mai târziu ai Noului Testament au trebuit să mute originea acestor pescari în Marea Galilei, care era plină de pește, ca să împace această contradicție. Cu alte cuvinte, Iisus nu a venit din orașul Nazaret. În loc de asta, el era membru al sectei nazoreene, ai căror membri aproape se considerau a fi pești. Secta nazoreană nu s-a stins niciodată. Încă supraviețuiește în sudul Irakului, ca parte a unei secte mai mari, mandeană, a cărei membri descind din punct de vedere religios nu din Iisus, ci din Yahya Iuhana, mai bine cunoscut creștinilor drept Ioan Botezătorul. În scrierile lor, ei folosesc cuvântul similar nazoraje pentru a se descrie pe sine însuși. Ei cred că Ișu Mahiha, adică Iisus, era un nazorean, dar un rebel și eretic, care a trădat doctrinele secrete ale sectei ce au fost încredințate. Mandeenii, o comunitate mică dar tenace, locuind în Irak, se conduce după o formă veche de gnosticism care practica inițierea, extazul și anumite ritualuri despre care se spune că semănau cu cele ale francmasonilor. Am fost fascinat să descoper că acești oameni își iau numele din cuvântul manda, care înseamnă cunoaștere secretă, și am descoperit repede dovezi ale unei posibile legături cu francmasoneria. Mandeenii folosesc un ritual al strângerii de mână numit cușta, care însemnează dreptate sau îndeplinirea lucrurilor corecte. Am considerat că este o idee masonică. Un alt aspect al ritualului lor, care are accente masonice, este faptul că mandeenii spun o rugăciune silențioasă când inițiații lor sunt considerați morți din punct de vedere al ritualului, așa cum cele mai secrete cuvinte ale francmasoneriei sunt întotdeauna șoptite.